Grigore, ce e mai important pentru un client atunci când lucrezi la un proiect pentru respectivul? Ce e mai important? Depinde la ce vă, la ce vă referiți, ce e mai important. Pentru client, pentru clientul care lucrează cu tine, cu o firmă de construcții, ce e cel mai important? Cum o văd eu, seriozitatea, timpul care îl depui ca să... Clientului nu-i convine să stai acolo pe capul lui 3, 4, 5 luni. Ia-i banii repede. Am întâlnit mulți clienți care mi-a zis, băi, ia-mi banii repede, că nu vreau să vă văd în curtea mea prea mult timp. Am înțeles, da, zic că asta o facem și noi. Deci, client, deci un lucru clientul foarte important pe care îl vrea clientul este să iei banii repede. Și timpul de execuție a lucrării. Că să vin cu două persoane să fac 600 de metri în 3 săptămâni, clientul nu-i mulțumit, că el 3 săptămâni îl stresez, te are între picioare, vrea și el, intimitatea lui vrea. Și pe... cred că de asta ne merge și bine nou, că venim în 6, în 8, câte persoane, depinde de lucrare. I-am făcut lucrarea, i-ați luat banii și i-am luat banii, clientul e mulțumit. Și clientul e super mulțumit. Super. Tot așa.